seara. Nu știam cum să încep, așa cum nu am știut exact cum aș putea să spun momentului pentru care Matei, George și Alfredo au avut generozitatea și delicatețea să mă invite să îi acompaniez, să fiu alături de ei în seara asta aici la Clubul Țăranului. Eu scriu poezie, sau mă rog, cel puțin așa cred unii. Uneori cred și până și eu chestia asta. Unul dintre momentele importante care mi s-au întâmplat recent a fost, deși îl întâlnisem mai dinainte pe Matei, că am lucrat împreună, am făcut un performance la Bistrița în vara asta. Acolo este un foarte frumos festival care se numește Festivalul de Poezie și de Muzică de Cameră. A ajuns la ediția a 10-a. Amândoi fuseserăm acolo în urmă cu 2 ani, cred, și nu prea ne băgaserăm în seamă. Ne-am ascultat unul pe altul și ne-am măsurat de la distanță, dar asta a rămas singura interacțiune pe care am avut-o. Însă anul ăsta am făcut într-o seară, la spartul festivalului, un mic moment de improvizație împreună. Mă rog, mic, s-a întins până la urmă pe vreo oră jumătate sau două. Și ne-am dat seama că există niște consonanțe, că sunt niște reverberații care, niște armonii care sună, în ciuda diferențelor de temperament și de discurs, care sună sau răsună la fel la noi. Și trebuie să spun asta, nu am... am făcut în ultimii ani multe astfel de performance-uri, recitaluri, spuneți-le cum vreți. Aici terminologia e largă la pungă. Cu muzicieni buni și foarte buni, însă doar cu câțiva de clasă. Asta e un cuvânt pe care eu nu-l rostesc prea des, cred că e a doua sau a treia oară în viață când îl zic. Dar cred că Matei este un astfel de muzician și mulțumesc că mă suportă pe lângă el când vine în București și ține să avem câte un moment din ăsta în care să poezia mea și muzica lui minunată să se întâlnească și să se împletească atât cât se poate. După cum le mulțumesc și lui George și lui Alfredo pentru că mă primesc lângă ei. Ziceam că n-am știut ce titlu să dau momentului ăstuia și am zis până la urmă Albia, fiindcă mi se pare că e un cuvânt așa bon à tout faire pentru mine, un cuvânt potrivit pentru mai multe lucruri, adică poate fi luat și în sensul propriu și în sensul figurat, poate fi luat și ca o metaforă, de fapt, pentru ceea ce facem noi, fiindcă orice om care se ocupă cu arta, să spunem, mă rog, cu un anumit tip de discurs, asta încearcă să facă, să-și croiască o albie, ca discursul lui, fie că e vorba de un discurs literar, fie că e vorba de un discurs muzical, fie că e vorba de un discurs artistic, de fapt, asta încerc să faci, încerc să ajungi la maturitatea și la puterea artei tale, încât să poți să duci, să sapi o albie prin ceea ce spui, prin ceea ce faci. Cealaltă variantă pentru seara asta era poeme pentru vremuri deplorabile. Ceea ce veți auzi aici sunt mai ales niște poeme pentru vremuri deplorabile, fiindcă asta e unul dintre motoarele, unul dintre imboldurile pentru care eu scriu. Probabil că dacă vremurile n-ar fi deplorabile, nici eu n-aș mai scrie. Nici nu știu câteodată dacă aș da scrisul pe niște vremuri easy. Și am scris mereu despre prietenie, fiindcă mi se pare că poezia rimează bine, pe lângă toate lucrurile despre moarte și despre dragoste și despre confuziile noastre terestre, că am fost învățați că asta înseamnă poezia, cred că poezia e și despre prietenie. Că, la un moment dat, toate discursurile poeților din toate timpurile, dacă sunt prietenoase unele cu altele, creează un text continuu, un mare text care se aude de la epopeea lui Gilgamesh până la niște oameni tineri care scriu astăzi poezie, se aude ca un sunet neîntrerupt traversând epocii. Așa că despre prieteni, despre palmele lor mari deprinse cu munca, despre noaptea în care un munte de om a plâns cu mine sub un nuc despicat în două de fulger, despre liturghiile în timpul cărora mă hlizeam cu băiatul cantorului,
despre leucemia Feliciei, despre imensa ei fericire când începea dansul, despre ochii ei verzi, scăpărători în care nu voi mai privi niciodată. Despre batistele parfumate ale bunicului, despre răutăți și regrete și arcade însângerate și alcool împuțit, despre diminețe amnezice și capete rase, despre fularul lui Vasea, despre râsetele din camera cealaltă. Despre scrumierele vorbitoare, despre furia indianului Cherokee după ce i s-a luat totul, despre banii pe care îi aștept întotdeauna, despre graba asta nebună, nebună și despre mine. Cu țigările peterminate și gluga trasă pe cap, pândind la geamul unei benzinării cu luminile stinse. Între timp m-am lăsat de fumat, dar lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Și asta vreau să vă mai zic la început, ca să știm cum stăm. Știu, epoca asta nu e nici cea mai oarbă, nici cea mai strâmbă din câte au fost, însă în parcul Levinsky m-am așezat pe iarbă întrebându-mă dacă mai are vreun rost. Și am văzut lei și am trecut printre ei, pe lângă cuști și garduri înalte, peste ruinele unui vechi adăpost, nicio cheie. Iar leii se prefăceau îmblânziți, jucau basket, fluierau după fete, priveau lihniți în stânga și în dreapta, așteptând o scânteie, și eu printre ei, planând încet ca un erete. It is a challenging neighborhood, but not because of the immigrants. It was poor before they arrived. De fapt, ghidul voia să spună, dacă am vrea, i-am măturat pe toți cu un singur raid. Numărat, cântărit, împărțit, excluși de o istorie contaminată, aici ne-am oprit. Am prevăzut atât de clar înfrângerea. Mâna care ține barosul și acționează armele e aceeași mână care poate cânta o sonată mult după ora închiderii în hotelul ruinat în care se sting ultimii supraviețuitori. Și mâna care stabilește programul de lucru al morții, cea care porționează pentru toți suferința, e aceeași mână a cărei chiar a scris "In my beginning is my end." Iar apoi afli că în filmul ăsta nu există sfârșit. Vine cineva și te trezește cu o palmă la realitate și îți spune nu ai niciun motiv să te sperii. Pentru că nu vor vedea apocalipsa decât cei care și-au făcut creierul zob, metodic, mai degrabă dintr-un impuls practic. Apoi schizofrenii și autiștii, deliranții, toxicomanii, cei care singuri se trag spre blaștini și aproape că adorm în păcat. Pe de altă parte, cred că poezia are și rolul ăsta, dacă mai poate avea un rol în ziua de astăzi, pe lângă acela de divertisment superior, să te angajeze, să te facă conștient de niște lucruri legate de umbra asta imensă, necruțătoare și dublă, care este a timpului și a lumii. Știu că pentru unii poezia e un refugiu tocmai în fața zgomotului insuportabil al realului. Pentru alții însă este exact acel discurs care poate face posibil o anumită viziune militantă asupra lumii. Oameni simpli. Nici soarele de tablă zimțată, rudă, fățarnică, cu gândul doar la banii de înmormântare, nici fruntea izbită de mese când în subsolul întâlnești oameni înjosiți și distruși, carne macră pentru imbecilii de la butoane, nici carotida secționată împroșcând confetii sub mâinile unui dirijor cu porniți sadice, nici guta, nici muzica muribundă, cover-urile neinspirate lălăite zile întregi numai ca să uităm, nici gălăgia hrănită din disperare și foame, nici curajul nebun al fanaticilor pregătiți pentru ultimul raid, nici o salvare pe care să poți pune degetul, nici cuțitoarele revoltaților, capetele lor sparte legănate la unison pe marginea hăului și glugile verzi care te fac invizibil, nici chiar proza avântată cu oameni simpli, transformați peste noapte în eroi ai schimbătoarei mulțimi.
și acum ochii tăi jupuiți de lumină, peștișori aurii cu burta în sus. Peste noi, Doamna, trăște chiverniseala de adorație și scârbă. Scaieți, ghiare și bucăți dintr-un acoperiș făcut să nu țină. Ultimul dumicat l-am smuls din ciocul păsării aleia de nevoie. Să mă transform și eu într-un cuțit de bucătărie. Să te învăț în sfârșit tot ce știu. La lumina brichetei, cu buzele plesnite ca după o lovitură neașteptată, clefăind cearcănele unui azil de bătrâni. Avar pe avarii, inconsistent și mai curând atins de lehamite, ricanez, boxez cu umbre, n-am avut niciodată un joc de glezne mai bun, știu, sunt plictisitor ca un șnițel cu soia, nu mă mai vizitează nimeni fără vreun interes, o problemă presantă, harpiile douămiste s-au dus la culcare sau sunt îngropate în scutece până la gât, treaba lâncezește în lumea asta de mucavan care aproape toți au impresia că e pe viață și pe moarte. Nu zic, așa o fi. Pe mine mă deranjează că nu mai vine. Muza? Nici măcar ea. Ieșită din formă, încercănată, cu odita mai sacoșa de la Carrefour. Cum o fi? Cu un început de tristețe, cum am eu un început de chelie. Ei și? În vara asta, un mucos mi-a deschis ochii descriindu-mă drept cel mai puțin gras dintre prietenii lui tati. Aici am ajuns. Un bărbat care nu vrea să plătească taxele sau să-și pună marile probleme ale existenței e un clișeu. Gândindu-mă tot mai des la curajul somonilor și la felul în care omul a forțat mediul să se adapteze la el până îl va rupe cap un prezervativ ieftin. În vara asta am stat într-un părculeț ferit de ochii lumii și am râs și apoi am plâns și nu înțelegeam de ce și nu m-am prins nici când mi-a dat borșul pe nas. Amicii mei din Pen Club n-au probleme din astea. Ei salvează ce se mai poate salva. Lumea a luat-o la vale, aud, însă cu destulă voință o putem întoarce pe drumul cel bun. Nu zic, așa o fi. Eu stau și acum în părculețul ăla și încerc să schimb mental direcția unei minci trimise cu boltă de un puradel care nu știe că cineva încearcă să-l salveze. Sigur că nu-mi iese. Aștept și aștept. În jur un bărbat strigă în telefon, nu am rituri, altul pune la cale o nuntă, să fie frumos, să fie cu dronă. Da. Viața mea e apa asta liniștită, murdară, dacă cineva s-ar arunca, nu ar trezi nicio nenorocită de undă pe suprafața ei, nici măcar una. Stau pe băncuță și mă gândesc, parcă mi s-ar fi așternut o ceață pe creier. Nu e nici prea rău, nici prea bine, doar plânsul din senin uneori și senzația că undeva pe parcurs motorul s-a gripat. Nici o dovadă lămuritoare și nici un scop. Astea-s povești. Priveam de la geam cum o mimoză care îi dădusem odată meditații face tot felul de scheme complicate pe role, când din senin dinții au început să-mi clănțăne în gură, să scrâșnească, să o ia care încotro. Din clipa aia nu vreau să mai mi-aduc aminte nimic. Thank you.
După aceea am stat cu un animal tulbure în piept pe una din băncile de la universitate. Și totul în jur îmi șoptea că ratasem, iar mâinile mele așezate pe genunchi spuneau o povestioară tristă de acum 5 ani. Nu mai avusesem niciun vis de luni bune și oricât aș fi încercat, nu mai păcăleam pe nimeni că aș fi un băiat rău. Se lăsa seara. Pe cer se vedeau luminițe, poate se anunța ceva. I couldn't care less. Lângă fântână, 2 porumbei grăsuți trezind imaginea sânilor tăi într-o dimineață. Te priveai în oglindă cu părul puțin ciufulit și cu zâmbetul acela în stare să mă facă să-mi doresc să fiu unul dintre oamenii buni care hrănesc porumbei. Stăteam pe bancă, lângă mine ceva sclipea în fântână. Oamenii treceau, se strângeau în brațe, se despărțeau și eu eram trist ca un poet dintr-un film corean, gândindu-mă că tu trebuie să pleci și norii sunt atât de frumoși.
pe șoseaua udă. Am simțit-o înțepătură, caroseria contorsionată împingându-se-n piele. Dinăuntru cineva, dinăuntru cineva se uita la mine zâmbetul lui spulberat ca o floare de scură. Ei nu-mi dau voie să o ating, ei nu-mi dau voie să o ating. Scrie tu, fericitule, pentru că endorfine. Scrie tu, fericitule, pentru că endorfine îți pompează în creier. Scrie tu, care ai câștigat la loterie și-ți plimbi ogarii în ropotele de aplauze ale grădinarilor. Scrie tu. Scrie tu, bijutier migălos, și tu, sultan al viperelor, despre fericire, despre fericire, despre fericire, când coboară din cearcăn, cum se deschid orhideele când apeși un buton. Pe un altul. Scrie tu. Pentru că trebuie să ne păstrăm obiceiurile, dantura, vechile certitudini. Până la capăt spui tu, doar acolo cineva îmi va spune pe nume, cineva îmi va spune pe nume, cineva îmi va spune pe nume, chiar doar acolo aș putea găsi mângâiere. În apărarea mea trebuie să zic că facem asta pentru prima oară. Cel puțin în formula asta.
și mai e vorba despre dragoste. În seara aceea, în curtea interioară a căminelor de lângă pod, ai venit către mine ca înspre un bărbat pe care l-ai putea iubi. Fericirea a izbucnit ca un glonț, iar eu m-am temut că o să-mi împrăștie creierii pe pereți. Lângă noi, trei femei cu batice albastre îngropau frunze de rușinea cuiva. Cu o noapte în urmă ninsese în munți, răsuflările împletite în jurul acelui poem al lui Rex Roth, părul ni se amestecase, ne frângeam din umeri, era ora atingerilor cu mâini de sticlă și noi ușor și fără contur, printre taxiurile în care singurătatea se cuibărise, cu privirea pierdută, cu gulerul ridicat, printre taxiurile care te duc nicăieri sau care te duc oriunde în noapte, numai acasă, nu. Scriu noaptea într-o dureroasă dezordine, presimțirea unui dezastru mă îndeamnă să nu mă opresc. Vocea mea, tandră ca o piatră de moară, macină în gol cuvinte mereu înaintea mâinii. Acum că hârtia s-a împuținat văzând cu ochii, mâna mea scrie mic și fără vreun semn de punctuație, independent de trup sau de nisipul așternut pe laringe. Stau la pândă, viața mea nu are sens dacă ceva scapă privirii mele puternice. Tatăl meu a fost ofițer și astăzi mă îngrozește către dimineață umbra lui militaroasă, profilată de-a lungul peretelui. Acum tatăl meu e un om bătrân. Se ține încă bine, îmi reproșează mai rar decât altă dată că sunt neîndemânatic și indisciplinat. Îl scotea din minți că nu produc mai nimic și că pun suflet pentru lucruri pe care nu le înțelegem. Scriu noaptea și asta îmi dă curaj. Obrajii îmi dogoresc de parcă aș sta lungit pe zăpadă în piața Constituției și aș privi casa poporului arzând. Thank you.
prezentați patru piese, patru cântece macedonene, din folclor macedonean, aranjate pentru laut și gitară, de Miroslav Tadić, gitarist macedoneano-sârb, cunoscut pentru proiectele sale Crossover. Pentru că s-a încântec absolut minunat, se cheamă Lidovka Hmanov. Albia râului se îngustează de la an la an.
peste puțin timp va seca de tot, îmi spunea cu liniștea pe care ți-o dă numai împăcarea în fața schimbării. Apunea. Marile evenimente ale naturii continuau să se întâmple cu anumită indiferență. Lectoarea cadrelor cu vampiria, scenelor prea ornate și hainăuntru, mi-a spus, când boii de baltă s-au pus pe o răgăit, hainăuntru, aici nu mai e nimic de făcut. Și toamnă. Începe să plouă, numai bine, ceva trebuia să curețe. Frimiturile căzute pe trotuar se sfărâmă sub greutatea câte unei picături îmbufnate. La limita grătarului de canal e o șansă. La limita de vizibilitate a glugii sub care te-ai ascuns e o șansă. Tu vii spre cineva care nu știe că vii. Tu iubești ceva ce încă nu a apărut printre oameni. Stai liniștit, toate lucrurile venite să te întârzie se sfârșesc. Important este ritmul. Când urci pe munte, să ai și returile bine legate și busola și covrigii și curajul la tine. Când treci pe marginea cealaltă să crezi, până și praful e atât de curat când crezi. Și cerul de toamnă e tot deșirat pentru tine. Și intrăm în cu totul altă lume. Mulțumim, Claudiu Martin. Așa de la tot.